Formația vicecampioană a început cu dreptul la 6-a ediție a Cupei Mureș, după ce în ziua inaugurală a învins echipa BCM-ul Pitești cu scorul de 85-80. A fost o partidă echilibrată în care s-a remarcat Gorian Gaiovici, care a încheiat meciul cu 23 de puncte și 7 recuperări. În a doua zi a turneului, jucătorii antrenați de Audrius Pracuraiti s-au dat piept cu nou promovata Dinamo București. În acest presezon, cele două echipe au jucat deja un meci amical. Ca și acea partidă și meciul de sâmbătă s-a încheiat cu victoria echipei din capitală. Muntenegreanul a fost pentru al doilea meci consecutiv cel mai bun marcator, terminând cu o linie statistică de 25 de puncte, 4 recuperări și 5 pase decisive. Pivotul Usman Baru a fost al doilea cel mai eficient jucător cu cele 15 puncte și 9 recuperări. Victoria reușită de mureșeni în ultima zi împotriva formației Gazmetan Mediaș nu a mai contat în clasamentul final al Cupei Mureș, locul întâi fiind câștigat de BCM-ul Pitești. Pe locul 2 s-a situat Dinamo București. Mureșenii au ocupat locul 3, iar Gazmetan Media și-a terminat competiția pe ultimul loc. Trofeul pentru coșgeterul competiției a fost înmânat lui Gorian Gaiovici pentru cele 63 de puncte marcate în 3 partide. Was good team. A fost bine, avem o echipă bună, dar este un pic dificil să jucăm 3 meciuri unul după celălalt. Doresc să salut toți fanii. Au venit să ne susțină și asta e. A fost bine. A fost o experiență bună să jucăm iarăși acasă în fața propriilor fani. În meciul 2 ne-am chinuit, dar a fost o experiență bună. Eu zic că a fost un turneu benefic. Am văzut la lucru toți jucătorii, am folosit o rotație amplă care pe alocuri s-a văzut și în joc că au fost fluctuații. Am pierdut din ritm și în apărare s-au văzut multe lucruri pe care trebuie să le punem la punct. Eu zic că a fost benefic, toată lumea a jucat, știm ce avem de făcut. Acestea nu au fost ultimele meciuri de testare a noului lot, întrucât în această săptămână mureșenii vor juca o partidă cu formația clujeană. În ceea ce privește sezonul competițional, acesta va începe în mai puțin de 10 zile. În cadrul primului tur al Cupei României, BC Mureș va da piept cu CSU Atlasip Sibiu. Meciul tur este programat în data de 22 septembrie în Târgu Mureș, urmând ca returul să aibă loc în 26 septembrie în Sibiu.